Cum te-ai simțit prima dată când a trebuit să te dezbraci în fața camerei? Prima dată, după un privat, am început să plâng, am închis site-ul și am început să plâng. Am mers acasă, m-am odihnit și a doua zi am luat-o de la capăt. Și nu am renunțat. Dar Nu. de ce ți-a venit să plângi? Îmi era foarte greu Ți-a să mă fost. dezbrac, să comunic cu persoane online. Eram foarte timidă în trecut. Și acum te-ai schimbat. M-am schimbat foarte mult. Am prins încredere în mine, sunt sigură pe mine. Atunci, prima oară, ți-au vorbit utilizatorii site-ului într-un mod urât de te-au făcut să te simți așa sau? Nu, nu mi-au vorbit urât, pur și simplu eram timidă. Nu puteam să mă dezbrac. Nu știam ce se întâmplă, doar că mi-am dorit foarte mult să devin o femeie independentă, să bifez toate visele mele și am foarte multe. Și mi-am dorit să nu stau toată viața la mâna părinților, să realizez eu pe cont propriu și să-i fac mândri de mine.